Salutare! Iarna, când vremea este mai urâtă, este momentul ideal să mai și citim. Și am găsit eu tot căutând, mă interesa mai multe detalii legate de cultura viței de vie pe structuri artistice, stil boltă, și am găsit aceste cărți scrise de inginerul Sârghii Trandafir. Aceasta Cultura viței de vie în boltă este luată de la bibliotecă, după cum vedeți este într-o stare destul de uzată, însă nu am găsit nici pe la anticariate, foarte greu este de găsit, dar totuși am luat-o de la bibliotecă ca să o citesc și pe lângă această carte am mai găsit și aceste două volume, tot de Sârghi Trandafir, Cultura viței de vie pe spații mici, volumul 1, și volumul 2 Ceea ce a prezentat Sârghii Trandafir în ambele cărți Mi se pare dintre toate cărțile Pe care le-am găsit pe piață Cea mai detaliată Aceste cărți Aceste două cărți Sunt cele mai detaliate când vine vorba de Forme artistice ale De conducere a viței de vie Boltă și așa mai departe Semi-boltă și toate celelalte forme. Deci dacă le găsiți cumva, bineînțeles, la anticariate, pentru că nu se mai editează, chiar vă recomand să le luați. Aceasta este puțin mai sumară, dar destul de detaliată și aceasta, cultura viței de vie în boltă, dar celelalte două volume sunt mai detaliate, adică E ceva mai multă informație în acestea două, dar oricare din ele, dacă o găsiți, este foarte bună. Am să o dau pe aceasta deoparte, pentru că este, este oarecum același lucru ca și celelalte două. În primul volum, de la cultura viței de vie pe spații mici, sunt tratate generalități despre vița de vie, cum se plantează, la ce distanțe, ce operații se aplică în primii ani de la plantare, mușuroirea, fertilizarea solului. Bineînțeles tratează și câteva, destul de scurt, operații în verde la vița de vie, ciupitul, copilitul, câteva tipuri de soiuri de viță de vie, bineînțeles cartea fiind foarte veche este scrisă în 87 dacă nu mă înșel soiurile sunt destul de vechi adică nu menționează mai deloc soiuri noi de vițe de vie care au apărut în ultimul timp pe piață despre bolile viței de vie și așa mai departe însă ce este cu adevărat important este volumul 2 unde efectiv se axează pe tipuri de conducere a viței de vie și dintre acestea avem așa, bolta propriu zisă cu diferite forme, cu mai multe nivele de conducere a cordoanelor, cu 3 nivele, cu 4 nivele, cu 5 nivele și explică foarte detaliat cum se trece de la plantare, primul an, al doilea an și așa mai departe, până când se formează efectiv toată. uitați detaliile, cum se formează etapizat de la un an la altul, bolta, apoi este tratată ceva mai departe semibolta, care nu este altceva decât o boltă deschisă, apoi tunelul sau bolta mică îi se mai spune, bolta cu margini ridicate, bolta cu cordoane coborâte, unde vița de vie este cumva condusă pe mijlocul boltei, nu pe margini și apoi pe o parte și pe alta. Semibolta, planșeul viticol și așa mai departe. Sunt foarte multe forme de conducere. Putem da la sfârșit să le vedem. Paravanul, grupul de paravane, paravane speciale, chioșcul, streașina, stâlpul, ghirlanda de locuință, polata, umbrela, gardul viticol, pergola simplă modificată sau pergola dublă modificată, coviltirul, acoperișul dublu, candelabrul cu brațe coborătoare, bolta de tip seră, grupul de stâlpi și multe alte forme, inclusiv cum se poate conduce pe bloc până la diferite etaje. Este foarte detaliată cartea, una dintre cele mai bune cărți care explică despre cultura viței de, pe, viței de vie pe astfel de forme, așa că dacă o găsiți chiar vă recomand să o luați. Sper că v-a fost de folos, vă doresc multă sănătate!